frunzele și codițele de cireșe, tratează orice durere a rinichilor, cistita, icterul și multe alte boli. Mai jos vă vom prezenta un caz real. Sufăr de incontinență urinară deja de 8 ani și, indiferent de metodele pe care le-am folosit pentru a normaliza urinarea, nimic nu a ajutat. Este un chin să alergi la toaletă de 10 ori pe noapte. Și când am citit această rețetă simplă, am fost extrem de fericită, până la urmă, este atât de simplă. Am cireșe care cresc chiar lângă casa mea. Am rupt imediat niște ramuri de cireș atât de mult, încât să încapă într-o cratiță, am rupt frunzele, am turnat peste ele apă caldă și le-am lăsat peste noapte. Dimineața, am turnat la o parte din soluție patru părți de apă, am dat la fierbere, am fiert timp de 15 minute la foc mic, după răcire, am strecurat și am băut acest delicios conținut fără restricții în fiecare zi. Credeți sau nu, după o lună am început să merg la toaletă doar o dată de două ori pe noapte. Continui să beau și cred că în curând voi înceta să simt nevoia de a urina noaptea. Îi sfătuiesc pe toți cei care au o problemă similară să încerce această rețetă, nu aveți nimic de pierdut. Ictorul va dispărea dacă amestecați 1,5 linguri frunze de cireșe proaspete tocate și 0,5 linguri. Iar bă uscată de cuinoa, se toarnă amestecul cu 300 ml de apă clăcotită, se lasă 5-7 minute la foc mic, se lasă la infuzat 40 de minute, se strecoară și se beau 0,5 când de două ori pe zi cu jumătate de oră înainte de mese. Pentru a opri sângerările nazale, aveți nevoie de o lingură frunze de cireș, se toarnă 200 ml de apă clocotită, se ține 5 minute la foc mic, se strecoară după răcire, apoi se aplică bucățele mici de tifon înmuiate în această soluție și se așează câte una timp de 15 minute în fiecare nară. În timpul zilei, efectuați două, trei astfel de proceduri. Adenom al prostatei. Efectiv în prima etapă a bolii, amestecați două părți de frunze de coacăz negru, o parte de mesteacăn și o parte frunze de cireș cu un pahar de apă clăcotită, se lasă două ore, se strecoară, se adaugă miere după gust și se bea infuzia în porții egale dimineața și după șase ore. Consumați-l la o oră după masă. Cistita Ramurile de cireș trebuie tăiate în bucăți de 10 cm cm, apoi se toarnă o mână de ramuri dimineața cu un litru de apă clocotită și se lasă până seara. Seara, se toarnă infuzia în ligan, se adaugă apă fierbinte din ceainic, se pune liganul în cadă și se așează în ea timp de 20-30 de minute. Efectuați proceduri zilnic până la recuperare. Pentru îndepărtarea sărurilor de acid uric din corp, se taie ramuri de cireș doar primăvara. Păiați în bucăți de 8-9 cm, plătiți și uscați. Pentru a pregăti remediul, luați crenguțele în circumferința degetului mare și a degetului mijlociu, puneți într-un vas de smalț de 2 litri, umpleți până la vârf cu apă purificată cu siliciu, aduceți la fierbere și fierbeți timp de 8-10 minute din momentul fierberii. Scoateți-l de pe foc, înfășurați-le și puneți-l într-un loc cald timp de oră. Se bea un pahar, adăugând miere, de 4-5 ori pe zi. Beți 10 zile, faceți o pauză timp de 10 zile și repetați din nou cursul. Acest remediu m-a vindecat, precum și pe bunul meu prieten, care avea o receală la rinichi. Cu cistita persistentă, ar trebui să beți adesea ceai cu crâncupțe și frunze de cireșe, cireșe și flori de mușețel. Toate componentele trebuie zdrobite și amestecate în mod egal în volum, apoi de două ori pe zi cât o lingură. Se toarnă amestecul cu un pahar de apă clăcotită, se lasă 10-15 minute, se strecoară și se bea, adăugând miere după gust. Curățarea corpului Se amestecă părți egale frunze de coacăz negru, urzică, cireș, zmeură cu un pahar cu apă clăcotită și beți jumătate cană cu jumătate de oră înainte de mese. Cursul este de o lună. Ramurile subțiri de cireșe vor ameliora fibromele, endometrioza trebuie să fie zdrobite și apoi preparate ca ceaiul și se bea această infuzie. Consumați un litru jumate, doi pe zi timp de 3-4 luni. Mulberea de coz de cireșe se obține prin măcinarea cu râșnița electrică de cafea pe din ea administrându-se de două, trei ori pe zi câte o linguriță. Acest remediu are excelente calități depurative, hipoglicemiante, precum și efecte hipotensoare, reduce ușor tensiunea arterială, Infuzia combinată de coz de reșe se pun două lingurițe de pulbere de cozi într-un pahar de apă și se lasă la macerat vreme de 6-8 ore, la temperatura camerei, după care se strecoară. Extractul obținut se pune deoparte, iar planta rămasă după filtrare se fierbe vreme de un minut, în încă un pahar de apă, după care se lasă să se răcească. În final, se combină cele două extracte, iar preparatul obținut se va administra pe parcursul unei zile. Extractul uscat de coz de cireșe se obține dintr-un extract alcoolic de coz de cireșe, din care se evaporă complet alcoolul, rămânând o pulbere fină, cu gust astringent sărat, extrem de concentrată în principii active. Extractul uscat de coz de cireșe conține de 5-6 ori mai multe principii active decât simpla pulbere obținută prin măcinare. Mai mult, principiile active din extract sunt asimilate integral de organism și nu doar în proporție de 25%, ca în cazul simplei pulberi. La noi în țară, extractul de coz de cireșe se găsește combinat în proporții egale cu pulberea, sub forma unor capsule cu o eficiență terapeutică remarcabilă. Dozele necesare vor fi precizate pentru fiecare tip de afecțiune în parte. Multă sănătate scumpii mei! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile în domeniu, apreciați conținutul și distribuiți canalul. Nu uitați să cereți sfatul medicului înainte de preparare.